Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Începem realitatea în politică în această săptămână, din păcate, tot sub auspiciul conflictului militar din Ucraina. Și după ce ieri negocierile au eșuat, negocierile desfășurate la Minsk între Rusia și delegația rusă și delegația din Ucraina, mâine are loc o nouă întâlnire a membrilor echipei de negociere. Să sperăm că se va ajunge la un consens, la un numitor comun și că diplomația până la urmă va fi cea care triumfă. Sperăm să nu se extindă această înverșunare între Ucraina și Federația Rusă. Sunt foarte multe auspicii negative, sunt multe zvonuri. De asemenea, știm foarte bine măsurile luate de Consiliul Europei vis-a-vis de acele măsuri economice, în primul rând, și, mă rog, o serie de alte măsuri care ar fi de natură să determine Rusia să înceteze invadarea Ucrainei. Din punct de vedere al politicii statului român, în această problemă putem să realizăm o doză imensă de umanism din partea cetățenilor români, cel puțin la punctele de frontieră, și nu numai. Românii s-au mobilizat exemplar pentru a susține populația și cetățenii din Ucraina, care în număr masiv trec granița în România prin punctele de frontieră pe care le avem cu aceștia. Mă refer la vama de la Siret, de la Isacea și prin alte puncte de frontieră. Majoritatea dintre ei, sau pot să spun chiar 80%, folosesc România ca tranzit. Restul au cerut azil politic, însă emisiunea noastră de astăzi se intitulează Umanism și relații internaționale. Umanism datorită faptului că întreaga comunitate internațională s-a mobilizat în a susține statul ucrainean, care a fost atacat fără să fie create auspiciile unei provocări sau unei nerespectări a normelor dreptului internațional, în așa fel încât să provoace, mai mult decât atât, în așa fel încât Federația Rusă, după ce președintele Putin a recunoscut independența celor două provincii, se credea că asta ar fi cam tot ce și-a dorit, însă de câteva zile a izbucnit conflictul în Ucraina și, iată, ucrainenii au dat dovadă de o extraordinară mobilizare, de un excepțional patriotism, lucru apreciat de întreaga lume. Astăzi, președintele Zelensky a avut un discurs foarte important în cadrul Parlamentului European. Bineînțeles, el a fost prezent online, dar a fost aplaudat la scenă deschisă timp de câteva minute. În momentul de față, Ucraina solicită în mod urgent integrarea în Uniunea Europeană, vom vedea dacă și aderarea la NATO. Același lucru o să-l facă și Republica Moldova, dar și Georgia. Vom vedea cum vor sta lucrurile, însă revin la probleme legate de relații internaționale și cu asta închei. Încă din 1991, înainte de adoptarea Constituției, de fapt pe 28 noiembrie 1991, atunci când a avut loc ședința adunării constituante a Parlamentului României, în data de 1 decembrie în acel an a avut loc referendumul de la Kiev privind independența Ucrainei. Românii, sau Parlamentul României, s-a declarat întru totul de acord cu organizarea acestui referendum, însă nu a recunoscut desfășurarea referendumului în teritoriile care au fost rupte de către URSS și cedate Ucrainei, și aici mă refer la sudul Basarabiei, la nordul Bucovinei, la ținutul Herței și iată lucruri foarte, foarte importante. Însă s-a cerut atunci de către Parlamentul României crearea unei comisii care să negocieze cu autoritățile de la Kiev. Totodată s-a solicitat ca o delegație de la Kiev să vină în România pentru a discuta aspecte legate de
acele ținuturi, însă lucrurile au rămas în această formă. Acum ne aflăm într-o situație absolut neașteptată. N-am fi crezut, probabil niciunul dintre dumneavoastră, că o să ajungem să trăim această stare de conflict, stare de război, care este condamnată prin diverse forme de întreaga comunitate internațională. Pentru a discuta despre acest subiect extrem de important, care suscită în acest moment interesul tuturor, adică tuturor întregului Mapamond, am trei invitați în platou. Prin telefon va interveni domnul Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe, domnul George Șiscu, deputat din partea PNL în Parlamentul României, care de două zile se află la punctul de frontieră de la Isacea și are foarte multe lucruri să ne comunice. Ne-a și trimis niște materiale, niște fotografii, niște materiale video la ora 18. De asemenea, doamna Mirela Domnică, deputat PSD, iar alături de mine în platou Capital TV este domnul senator Remus Negoi, senator din partea USR în Parlamentul României. Bună seara, domnule senator, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și domnul John Ion Banu Mușcel, președintele Partidului Națiunea Română. Bună seara, domnul Sultan, bună seara, doamnelor și domnilor, cu aceeași onoare să fiu în atenția dumneavoastră. De asemenea, îl așteptăm să ajungă, probabil că din cauza traficului este un trafic generat și de ziua de 1 martie, dar și de vremea de afară, foarte greu de circulat, și domnul Boris Volosată, deputat din partea OR în Parlamentul României, ales în circumscripția electorală 43, adică diaspora, dânsul este bine cunoscut că este din Republica Moldova și îl așteptăm cu mult interes la noi în platoul Capital TV. Încep însă cu domnul senator Remus Negoi, senator din partea USR în Parlamentul României. Dânsul este senator în circumscripția electorală Constanța și vă întreb cum puteți caracteriza această situație, care e poziția României, având în vedere că ieri Parlamentul s-a întâlnit în ședință comună pentru a condamna modalitatea de invadare a Ucrainei. Astăzi, de fapt, trebuia să se întâlnească Parlamentul, însă nu începuse războiul, doar pentru a condamna, cel puțin azi așa era situația, faptul că președintele Putin a recunoscut independența celor două provincii. Exact. Am fost solicitat și, de fapt, noi am venit și în întâmpinarea acestei solicitări încă de săptămâna trecută. Am dorit să avem o declarație comună, indiferent de partidele și de, până la urmă, luptele noastre din interiorul țării, să avem o declarație comună de, pe de o parte, susținere a Ucrainei și a luptei împotriva cotropitorului, ca așa îi putem numi, și pe de altă parte, bineînțeles, de condamnare fermă a acțiunilor pe care, din păcate, regimul Putin o are asupra unei țări europene. Și e bine să subliniem lucrul acesta, o țară europeană care și-a exprimat intenția de a adera nu numai la NATO, ci și la Uniunea Europeană. Lucru pe care l-ați prezentat mai devreme. Practic, în momentul acesta, în regim de urgență, s-au demarat procedurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Declarația pe care noi am votat-o în unanimitate în plenul Camerelor Reunite ale Parlamentului este, dacă vreți, un gest simbolic, numai că un gest care dă o forță foarte mare a acțiunilor și sprijinului pe care România ca stat îl acordă Ucrainei în momentele acestea, și noi toți românii îl acordăm, sper că toți românii, în fine, există o mică parte care, din păcate, nu se raliază acțiunilor acestora. Avem acțiuni de voluntariat pentru a sprijini, așa cum putem fiecare și din pozițiile pe care le avem,
eforturile pe care le face Ucraina în a respinge atacurile Rusiei. Aș mai vrea să adaug un singur lucru. Auzeam că va interveni și George Șișcu, pe care îl salut cu ocazia aceasta, ne cunoaștem foarte bine. Am fost și eu la Isaccea în weekend cu colegi de-ai mei, am fost cu vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, cu viceprimarul municipiului Constanța și am dorit să luăm pulsul a ceea ce se întâmplă acolo. Într-adevăr, ți se rupe inima când vezi că oameni cu bagaje traversează granița, așteaptă ore, zeci de ore chiar pentru a veni în România, dar de fapt sunt oameni plecați în pribegie, din păcate. Oameni care și-au părăsit căminele și care încearcă să fugă din calea războiului. Da, domnul John Ionban, știm foarte bine, ați mai fost prezent acum câteva zile, v-ați întors acum circa o săptămână, nu? Da. Din Statele Unite ale Americii, izbucnise conflictul sau invadarea? După. Care este situația, dacă ați ținut legătura cu cei din Statele Unite și cum comentăm totuși, iată, situația poate să se agraveze. Se vorbește deja de bombe atomice, că s-ar fi folosit fel de fel de echipamente și instalații interzise de normele internaționale, totuși să ne așteptăm la ceva mai grav. Nu, n-aș spune așa, dar aș începe cu faptul că până la urmă s-a lăsat vocea armelor să rezolve un conflict, este o pierdere pentru, nu întreaga umanitate, dar pentru în primul rând cetățenii din țara respectivă, care este sau nu este agresată, pierderi de vieți nu sunt justificate și este cumva o părere de rău că pare mie, exprim eu și cred că și Statele Unite, deși nu vorbesc în numele Statelor Unite, îi pare rău că negocierile nu au adus un rezultat sau nu au adus rezultatul scontat. În aceeași măsură încep pe nota de dezamăgire că guvernul Ucrainei răspunde atât de încet aceste chemări de negociere acestui conflict. Rușii, după câte știu, au cerut, le-a trebuit o zi până au acceptat, încă o zi între ele și în timpul acesta Ucraina, cetățenii Ucrainei suferă pierderi. Deci eu, dacă aș fi fost președintele Ucrainei, aș fi accentuat negocierile diplomatice să se ajunge la un conflict. Da, era normal la asta. Nu, să se ajungă la o soluționare a conflictului. Era normal să se întâmple așa ceva în secolul 21. Totuși, nu putem să cu tancurile, cu aer, nu putem să spunem că este ceva normal sau anormal. Să fiecare parte, eu știu dacă este exact ce am spus înainte. O clădire guvernamentală este parte din știrile care nu știu cât sunt de adevărate. Păi da, chiar toate și chiar această plecare în masă din Ucraina să fie o glumă. Deci nu este o glumă absolut deloc. Deci așa cum am spus, este o pierdere că am lăsat armele să vorbească și ca să răspund la și ce ați spus dumneavoastră, nu cred că se va escalada acest conflict, nu cred că se va ajunge la folosirea armelor nucleare care sunt cele mai puternice, dar să nu luăm în derâs sau să nu uităm că nici nu trebuie să punem gaz pe foc, mă refer la NATO, la Uniunea Europeană, care știm cu toții că rușii sunt într-un colț, sunt încolțiți. Ei au pretextul că se apără, pentru aceasta își justifică, evident, din punctul nostru de vedere, nejustificabilă, însă înainte de a declara în mijlocul conflictului, noi ne ducem cu NATO, cu granițele NATO și mai în gâtul, cum să spunem așa, a rușilor, nu cred că era cel mai bun moment să o facă. Da, domnule senator, totuși nimeni nu se aștepta ca Rusia să invadeze Ucraina. Până la urmă, care ar fi motivul principal pentru care
ei înaintează și vor să cucerească Kievul și celelalte orașe importante ale Ucrainei. Care este totuși motivul? Au cucerit insula Șerpilor, Cernobâlul. Într-adevăr, rușii nu s-au gândit. Rușii, aș vrea, eu evit de fiecare dată să generalizez, că nu rușii în sine, ci regimul Putin, că ei până la urmă decid, cei de la Kremlin, politica aceasta agresivă. Nu se aștepta nimeni ca o țară în secolul 21 să atace în asemenea fel, și vorbim de țări cu un alt grad de civilizație, să atace o altă țară din interiorul unui continent pe care îl credeam total, degrevat de tot ceea ce s-a întâmplat până acum, adică acel continent care a trecut prin două războaie mondiale, prin două deflagrații mondiale care l-au secătuit la propriu. Din păcate s-a întâmplat și faptul că noi acum spunem că regimul Putin atacă o țară sub pretextul că se apără împotriva expansiunii NATO sau împotriva expansiunii europene este un motiv puieril pe care regimul Putin îl aruncă. Nu o țară trebuie să stabilească ceea ce își dorește altă țară. Nu Rusia trebuie să stabilească ce și-ar dori Ucraina sau ce și-ar dori Georgia sau ce și-ar dori Republica Moldova. Din contră, dacă afirm pe plan mondial că ești o țară democrată, între ghilimele, ținând cont de cum s-au desfășurat ultimele alegeri și cum Putin și-a prelungit mandatul în toate formele posibile și a modificat Constituția numai să fie acolo la putere. Ținând cont că afirm peste tot că ești o țară democrată, cum poți să spui că o altă țară ar trebui să spună sau să facă ceea ce îți dorești tu? Asta înseamnă neamestec cu treburile interne și independența unei țări. Să nu îți pese, să-ți pese, între ghilimele, să nu îți pese de ce se întâmplă în cealaltă țară sau să nu ai pretenția că poți tu stabili ce se întâmplă sau ce trebuie să facă o altă țară. Din punctul ăsta de vedere însă aș vrea să spun foarte clar, noi ca parte a Uniunii Europene suntem foarte privilegiați și o să subliniez de fiecare dată lucrul acesta, în toată istoria României cred că este unul dintre cele mai bune, una dintre cele mai bune decizii pe care noi ca țară am luat-o, aceea de a adera la NATO și la Uniunea Europeană. Da, după lungi, știți foarte bine că am avut și etapa de preaderare, a trebuit să îndeplinim anumite condiții, de aceea acum se pune problema, domne, Ucraina, chiar dacă o cere în regim de urgență, trebuie totuși să îndeplinească anumite condiții. Și să parcurgă, bineînțeles, pașii. E adevărat, ne situăm și noi sub umbrela NATO, iată, numai aseară, domnule Banu, au venit din Statele Unite 50 de militari cu echipamente extrem de sofisticate, de asemenea francezii au trimis militari, s-a declanșat sistemul de alertă rapidă NATO pentru prima dată în acești 32 de ani, ceea ce înseamnă că situația nu e atât de simplă totuși. Vă dați seama, totuși Federației Rusiei să nu-i fie teamă deloc De ceea ce s-a impus la nivel internațional, mă refer la acel boicot din punct de vedere și bancar, plus s-a amânat finala Champions League. Mai mult decât atât, nu se mai alimentează de la Lukoil, vodka a fost scoasă de pe rafturi și multe alte aspecte. Nu mai poți să intre pe Pornhub, pe fel de fel de site-uri. Eu înțeleg ce vreți să spuneți, dar pierderile nu sunt numai pentru Federația Rusă. Pierderile sunt foarte mari și pentru țările din Europa și nu numai din țările din Europa. N-aș vrea să iau apărarea Rusiei, să-i spune Federației Ruse, sub nicio formă, orice act poate să fi justificabil într-un mel sau altul, însă fiecare trebuie să se uite la cum văd ei justificările. Dar aș vrea să aduc în discuție
pentru că vin din Statele Unite și am o anumită opinie, să spunem, globală. Dacă ne aducem aminte, în 64, rușii au vrut să-și ducă instalațiile nucleare în Cuba. La acel moment, președintele Kennedy a spus, dacă le aduceți, plus că ei au făcut un baraj să nu-i lase să vină, și a spus, înseamnă că va fi un război. Deci ea câte că este un act de prevedere, de a te apăra de viitoare mari conflicte. Și să nu uităm că tot americanii, prin președintele George W. Bush, a venit cu acest concept de pre-empty. Au zis, dacă eu te văd că ești ostil nouă, eu am dreptul să mă apăr. Evident, așa cum a spus domnul senator, fiecare țară are dreptul să își crească drumul, să-și definească poziția, dar asta nu înseamnă că prin anumite acțiuni ale ei trebuie să deranjezi celelalte țări și să cumva să le inspiri lor o teamă de poate nejustificată sau justificată. Așa și cum drepturile indivizilor sunt suprimate de drepturile comunității. Deci iată undeva fiecare din țările de pe mapa mond sunt obligate să aibă niște relații internaționale în care să nu pună în pericol sau nu aibă conflict cu celelalte țări. Am dat doar un exemplu pentru că este opinia mea că rușii se văd încolțiți, se văd amenințați și dacă îi luăm, putem să spunem, se simte ca un câine încolțit care, chiar dacă la început nu face nimic și nu a făcut, când ajunge într-un corner, își arată colții, poate chiar și mușcă. Deci undeva nu ar trebui să forțăm acest conflict, să-l punem într-un colț, ci să rezolvăm, să dăm timpul diplomației să lucreze și să se rezolve conflictul acesta. Nu să forțezi pe cineva să ajungă la cazuri extreme. Este opinia mea. Aș fi dat mult mai mult timp diplomației. Cât totuși s-a tot discutat, au avut loc și atâta timp cât nu este un conflict. Președintele Macron a discutat de-a trecut cu Putin. Însuși președintele Chinei, nu numai o zi, l-a sunat pe Vladimir Putin și i-a cerut să înceteze ostilitățile. La o zi și ceva după ce a invadat Ucraina. Deci a cerut... Și totuși e o întrebare. Îmi permiteți? Da, i-a cerut să oprească. Eu vorbesc de înainte de a porni. Deci democrația, nu democrația, Brânz și democrația, că totul este sub principiile democrației, diplomația trebuia să lucreze înainte de a ajunge la acest lucru. Este opinia mea. Da. Domnule senator, tot în legătură cu acest aspect, deci acea utilizare a armamentului, nu zic numai interzis, termobazic, știți foarte bine, se presupune, sunt niște... Da, îl avem prin telefon pe domnul George Șișcu, deputat din partea PNL în Parlamentul României, prezent de câteva zile la punctul Vamal de la Isacea. Ne-a trimis în jurul 18 fotografii, filmulețe video. Care este situația, domnule deputat? Bună seara, mulțumim mult pentru că ați intrat în legătură cu noi. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație sau pe invitații dumneavoastră și pe telespectatori. Situația este din ce în ce mai gravă, pot să spun aici, și în afară de vremea care s-a răutățit, persoanele care trec cu bacul la Isacea sunt din de ultimul bac, vreau să vă spun că a avut 400 de persoane la bac. Când am început această nebunie, cred că au trecut peste 6.000 de persoane cu bacul. Punctul Vamal de la Isacea are o caracteristică diferă de celelalte puncte, pentru că fluxul nu este continuu aici, ci vin în valuri, pentru că e o pauză necesară trecerii bacului pe malul celălalt și înapoi, care durează cam 2-3 ore câteodată.
Da. Însă sunt mulți cetățeni ucraineni care trec și în acest moment granița? Da, Bacul a plecat spre Orlovska iarăși și așteptăm să vină în funcție de cum se îmbarcă mașinile, persoanele. Sunt cele mai multe persoane trec pe jos, să știți. Am observat o implicare, da, am observat o implicare desăvârșită a autorităților, a cetățenilor din zonă și nu numai, mulți cetățeni români au plecat cu provizii, cu medicamente către punctele de trecere a frontierei pentru a-i sprijini și a le oferi chiar și cazare cetățenilor din Ucraina și atât a celor ucraineni, dar și ale unor minorități aflate pe teritoriul Ucrainei, plus studenți care la Odessa sau în alte zone, Harkov, au început sau sunt în derularea studiilor. Este, vă rog. Da, este un efort deosebit pe care îl fac autoritățile locale și vreau să vă spun că rar am văzut atâta coordonare și atâta determinare. Greu aici îl duc, să știți, instituțiile subordonate Ministerului de Interne. Mă refer aici la cei de la ISU, la poliție, la poliția de frontieră, la pompieri. Astăzi pompierii au umplut două tiruri cu ajutoare care au trecut dincolo pe vremea asta, vă dați seama ce au putut să îndure. Cei de la vamă, din nou, și în special primăriile din județ, toate, dar cu un plus pentru primăria Isaccea și îmi permit să-l laud aici pe domnul primar Anastase Moraru și nu vreau să trec nici peste numele domnului Daniel de la ISU, șeful de la ISU. Situații de urgență. Da. Însă v-aș întreba ceva totuși. Daniel Petrov, îmi cer scuze. Am înțeles. Autoritățile din Ucraina au decretat legea marțială în momentul începerii conflictului. Cetățenii de sex masculin cu vârsta între 18 și 60 de ani nu pot părăsi teritoriul Ucrainei. Dacă totul se întâmplă un astfel de caz, cum reacționează cei de la punctul de frontieră din Isaccea? Mă refer la autoritățile ucrainene, nu la ale noastre. Vă referiți la persoanele de sex masculin care se încadrează în acest... Da. Odată trecute, urcate pe BAC, este problema celor care i-au dat drumul de acolo, circulă tot felul de povești, cum că plătesc unii, cum că ar da sume care mi-e și greu să le spun, dar odată ajuns la noi, noi nu avem ce face decât să-i primim, să știți. Da, știu că am înțeles că începând de ieri sau alaltă, nu se mai verifică dacă există procură pentru copii și așa mai departe, fiindcă ar fi îngreunat foarte mult modalitatea de intrare în România, ceea ce ar fi bun. Da. Cum îi vedeți? Teama de război este atât de, eu știu, infiltrată în conștiința lor? Da, domnul Sultan, gândiți-vă că oamenii ăștia au plecat, unii cu sacoșe de rafii, unii cu trolere și cu copii în brațe. Li se citește groaza, cel puțin celor mici, în priviri și în ochi. Este greu să vă explic decât dacă i-ați vedea, ați înțelege ce trăiesc acești oameni. Eu vreau să vă spun că nu numai noi cei din Turcia de aici, vedeți și la Sighet și la Siret, noi am face același lucru pentru orice popor, nu numai pentru că, și pentru ruși am face la fel, să știți. Dar nu cred că asta este rezolvarea în acest an 2022, să omor copii pentru niște diferențe care puteau fi rezolvate prin tratativ. Corect. Eu vă spun un lucru și vreau să nu vreau să vă țin mult. Noi avem o comunitate de ruși lipoveni foarte mare în județul nostru. Îl am și eu, domnul Fedorov, da. O să-i dau citire în partea a doua. Vă rog. Foarte bine, este un om deosebit, să știți. Avem în trei comune mari, Sarichioi, Jurilovska, Carcaliu. Aceste comune spun la dispoziția refugiaților casele,
Și au, cu toate posibilitățile de cazare, sunt aici primarii din acele comune care aduc ajutoare și ajutoarele, să știți că nu mai avem ce face cu ele. Aici trebuie să treacă peste Dunăre, pentru că acolo le sunt necesare și aș vrea ca toți cei care vor să trimită ajutoare sau vor să aducă ei înșiși ajutoare, să ia legătura mai întâi cu cei de la ISU, cu Crucea Roșie, cu autoritățile locale, să nu risipim aceste ajutoare. Da. Acum, de exemplu, în Ucraina este nevoie, au foarte mare nevoie de pături, de generatoare, pentru că nu mai au curent, ci de combustibil și de medicamente. Corect. Domnule deputat, de ce autoritățile române au interzis voluntarilor, și nu numai, să cazeze cetățenii ucrainieni sau cetățeni care vin din Ucraina? Care e motivul? Dar eu n-am auzit așa ceva. Păi a fost alaltări o astfel de situație în care așa li s-a impus să fie adăpostiți decât în acele, eu știu, tabere special amenajate de autoritățile române. A fost alaltări un astfel de caz. Chiar da, dacă pare rău să vă spun, dar eu știu, îi văd pe oameni aici cum îi așteaptă cu mașinile. Unii sunt și cu cazare și cu transport disponibil, alții se înscriu în registrul celor de la ISU pentru cazare numai și noi, autoritățile locale, îi transportă acolo, alții au numai transport, vin oameni și spun, poți să-i duc până la București, poți să-i duc până la Constanța, da, în funcție de ce autovehicul au. Dar da, vă asigur că până și Episcopia Tulcii contribuie la cazarea lor, la internatul de la seminar, la mănăstiri. Autoritățile locale au pus la dispoziție internatele școlare și taberele din județ. Deci este o implicare totală a autorităților și felicit pe această cale de la prefectură, Consiliul Județean, primăria municipiului, primăria orașelor, și nu vreau să considerați că fac pro domo chestia asta. Nu, nu, niciun caz. Domnul senator Remus Negoi, senatorul SR. Da, care... Remus este concitadinul meu de la Babadac, suntem amândoi. Vrea să vă salute și evident să vă adreseze o întrebare, două, nu știu, vă rog. Da. Bună seara, ca să nu fim prea protocolari, salut George. Am fost în weekend la Isaccea și într-adevăr am fost impresionat împreună cu colegii mei de ce se întâmplă acolo, nu numai de valurile de oameni care traversează Cubacul, dar și de organizarea de acolo. Ne-am dorit să aflăm ceea ce ar avea nevoie oamenii de acolo și ce suport ar avea nevoie autorităților, voluntarii care s-au implicat. Depistasem câteva, să spunem, neconcordanțe sau chestiuni care puteau fi rezolvate și aș dori să-mi spui dacă ai observat că s-au rezolvat. Una dintre ele era acea centralizare a unităților de cazare. Erau niște voluntari, dar care la momentul acela stăteau în aer liber. Sper că s-a rezolvat, adică stau undeva unde nu-i bate vântul și ploaia. S-a rezolvat, da. Așa. Da. Și sursele de căldură erau problematice, da, pentru că și ajutoarele respective, ai văzut, erau puse de-a lungul traseului pe care veneau oamenii care coborau. Exact. Eu i-am trimis domnului Sultan niște poze, da, și acum se lucrează la un nou cort mult mai, pe o suprafață mult mai mare. Dar de frig să știți că nu suferă decât când trec cu bacul. Când coboară de pe bac cei din Ucraina, intră niște corturi care într-adevăr au avut la început o problemă cu sistemul de încălzire pentru că nu funcționa sub 5 grade Celsius, dar a fost aduse niște tunuri din acelea de căldură și mulțumim pe această cale celor de la Bedeman, de la Selgros, de la, mă rog, nu mai facem reclamă acum, acei voluntari care s-au transferat între timp în angajații de la ISU, stau într-un cort acum, au registrele puse la punct și imediat cum coboară și ies din vamă, sunt îndrumați în funcție de destinație către autocarele sau microbuzele sau autoturismele care îi așteaptă în parcarea vămii.
Și încă o chestiune pe care voiam să ți-o spun, de fapt să te rog să o facem cu toții, indiferent de partidul din care provenim. Ar fi bine totuși să ne gândim și la suplimentarea traseelor care pot face transferul de refugiați. E bine să fim pregătiți pentru valuri mai mari de refugiați, în așa fel încât să nu aștepte nici la intrarea sau la ieșirea, să spunem, din Ucraina și nici aici să-i supra-solicite pe cei de la Poliția de Frontieră. Deci ne gândeam cumva să vedem cum facem instituțional să aducem poate chiar încă un bac și să suplimentăm personalul Poliției de Frontieră. Deci, societatea din Galați, care asigură, nu are nicio problemă, am înțeles, nu am vorbit personal, să mai aducă un bac. Problema este la trecerea, la ieșirea din Ucraina, pentru că formalitățile sunt mai rigide, mai stricte, pentru că ei verifică, mai am anunțit, noi îi primim, odată ajunși la noi, nu avem decât să-i ducem, să-i cazăm sau să-i ajutăm să tranziteze România spre destinațiile. Dar problema este la pe malul ucrainean, la vama din Ucraina, acolo este fluxul blocat, nu la noi. Dar tocmai de aia e nevoie de implicare instituțională între Guvernul României și, în fine, da, și o mai fi rămas astăzi din Guvernul Ucrainei. Am avut o discuție cu cei de la Autoritatea Vamală, care au simplificat și procedurile de aici și îi felicit această cale, pentru că decurg mult mai repede formalitățile de verificare a actelor celor din Ucraina. Da, domnule deputat, mai sunt și alți parlamentari de la alte partide, nu neapărat să fie aleși în acea circumscripție electorală, dar mai sunt care s-au implicat personal să vină la fața locului? Domnul Sultan, au fost pe aici. Acum nu vreau să analizez eu. Fiecare face ce simte. Eu așa simt, uitați, la ora asta sunt încă aici. Nu vă închipuiți că mă suprapun, nu dau eu ordine pe aici, nu fac traseele, dar știți cum e, prezența unui parlamentar pune și eu oarecare presiune pe ceilalți. Și, mă rog, dar e nu este cazul aici, oamenii își fac datoria. În ceea ce privește colegii mei, da, au mai fost, dar cum ce să zic? Da. Bun. Acum vă mai întreb ceva, pentru că tot profit de prezența dumneavoastră. Ce credeți că se va întâmpla în continuare, nu din punct de vedere al fluxului de refugiați? Vă dați seama că dacă în noaptea asta acea camarilă, pot să-i spun, întinsă pe 60 de kilometri, formată din tancuri, din fel de fel de mașini de luptă ale Rusiei, atacă Kievul și nu numai. Vă așteptați deja la un flux masiv de refugiați din Ucraina, România? După cum ați observat și pe fluxurile de știri a apărut, astăzi a fost bombardată o stație de radar, am înțeles, de radiolocații de lângă Ismail. Da, da, da. Și în acel moment Ministerul Transporturilor și Autoritatea Navală Română, Capitania Portului Tulcea, au închis circulația pe brațul Chilia, brațul din nord, brațul care este și graniță între România și Ucraina. Da, da. Și eu cred că dacă vor continua în ritmul ăsta și disperarea domnului președinte Putin de a câștiga, de a omorî cât mai mulți ucrainieni, sunt convins că fluxul se va mări. Ultima întrebare, din punctul noastră de vedere, cum se va încheia acest conflict? În al 12-lea ceas, cred că domnul Putin va fi convins de cei din jurul lui, că de ceilalți văd că nu ține cont, că totul are o limită și în anii ăștia, în secolul ăsta, nu așa se rezolvă problema. Așa conflictual e. Niciodată nu s-au rezolvat problemele. La tratative, la masă, la negocieri, atunci poți rezolva și lucrurile vor ieși mult mai bine decât. Vă dați seama ce resentimente se vor naște, cât vor dura aceste resentimente în sufletul poporului ucrainean. Mulți ne spun aici, dar ce aveți, că v-ați văzut cum ei nu prea tratau, mai ales pe românii din Maramureșul, din Ucraina sau din Cherța, din Bucovina de Nord, din Bucovina de Nord. Bun. Asta a fost, asta este. Acum ce să facem?
E vorba de vieți aici. Da. Domnul John Ion Banu Mușel, președintele Partidului Națiunea Română, cetățean român, dar și cetățean american, vrea să vă adresez o întrebare. De fapt, nu vroiam să vă adresez o întrebare, dar să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră, sunt pierderi, în primul rând, umane, iar eu eram mult mai optimist și aș spune că predicția mea ca cel mai târziu astăzi conflictul se va încheia, pentru că eram convins că se vor ajunge atât partea sovietică cât și partea ucraineană ajunge la un sens, la un consens, să vadă că pierderile sunt inutile, și de aceea dumneavoastră vă așteptați la un flux de emigrație, mă așteptam să se încheie. Și în aceeași măsură, pentru că domnul moderator Sultan tot menționează partea americană, aseară pe una din stațiile mari din Statele Unite, Fox News, un general american a spus clar: este timpul ca în primul rând guvernul Ucrainei să realizeze că este în primul rând în defavoarea lor continuarea aceasta, este populația acestei țări care pierde cel mai mult vieți și alte aspecte materiale și ar trebui să se ajungă la o înțelegere. Deci, iată, poate am fost noi sau dânsul mai optimiști, dar îmi pare rău că nu se ajunge la un consens. Poate mâine. Da, și eu am fost bucuros când au început negocierile din Belarus, dar sperăm să se reia și să ajungă la un consens. Da. Să le dea Dumnezeu gândul bun. Da, da, dar cu am înțeles că așa e, în tratative vii și cer mult și după aia renunți și ajungi la mai puțin. Și nu de pe poziții de forță. Ieri când aveau loc negocierile, armata rusă ataca în forță în foarte multe orașe. Da, da, da. Știți bine. Da, dar și... Nu vreau să se pare că sunt de partea Federației Ruse, în niciun caz, dar cererile ucrainiene inițiale au fost un pic nerealiste, exagerate. Da, ce rost are să mai băgăm Georgia sau Ucraina când noi acum avem pierderi umane sub ochii noștri? Undeva trebuie să fim mai realiști. Este opinia mea. Am înțeles. Dacă vrea să mă adauge ceva, domnul... Vă mulțumesc, vă felicit pentru acțiunea dumneavoastră umanitară și deplasarea pe care aveți. Mult succes! Mulțumim mult pentru intervenție. Mâine seară la fel o să apelez la dumneavoastră, mai ales că o să vină în platou secretarul de stat de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Mulțumesc mult, domnule deputat, numai bine, succes! Vă mulțumesc și eu și numai bine vă doresc! Să auzim de bine! Succes! Să dea Dumnezeu! Domnule Banu, că mai avem puțin până la pauză. Totuși, iată că românii s-au mobilizat exemplar, ne mai ținând cont de statut, ne mai ținând cont de niciun... Bine, și alte state. Ieri la Berlin sau alte au fost 500.000 de oameni în stradă. Deja întreaga comunitate internațională este cea care nu este de acord cu această modalitate de intervenție a Rusiei în a-și revendica, eu știu, anumite teritorii istorice și așa mai departe. Ce ar fi noi să intrăm peste Republica Moldova, să știu pe unde, sau peste Ucraina? Că și noi avem acolo, știți bine, insula Șerpilor, avem exact Bucovina de Nord, sudul Basarabiei, ținutul Hotinului și Herța. Am putea și noi să facem la fel? Asta e modalitatea în limitele dreptului internațional? Nu, aș spune că modalitatea este cu acțiuni diplomatice, cu acceptul țărilor de pe mapa mond care sunt în zona respectivă, prin tratate așa cum au fost și înainte. Dar în primul rând trebuie să se pornească de la ideea că granițele trebuie păstrate în forma care este la ora actuală și dacă pe baza unor negocieri, ținând cont de națiuni, ținând cont de istorie, de condiții, eu știu, de orice alte de condiții, se poate ajunge la, cum să spunem, retrocedări, reîntregiri și așa mai departe, pentru că se recunoaștem
așa cum a spus și dumneavoastră, în 1991, guvernul, Parlamentul României a cerut să se analizeze situația, bine, în primul rând, a Bucovinei. Bineînțeles că este important. Sunt foarte, nu ne-a, bineînțeles că și dezamăgit, dar intrigat de faptul că rușii s-au dus în insula șerpilor. Deci este clar că ei dau dovadă că sunt... E, ajungem nu exact la ce am spus. Da. Ei se simt amenințați. Deci ea către că s-au dus acolo. Evident, am putea să spunem că rușii ne-au dat apă la moară, cum se spune, și am putea să cerem Bucovina de Nord și alte zone. Din fericire, noi ca români suntem, avem, da, o față umană și... La pauză și abia aștept să discutăm în partea a doua, pentru că poate ajunge și domnul Vorosatăi, dacă este sau nu momentul, oportunitatea ca să discutăm despre Republica Moldova. Momentul este pauză, tot timpul. Revenim, rămâneți pe Capital TV. Aducătorule de bunăstare, bucurie și iubire, te-ai arătat nouă, celor ce ajutorul tău l-am cerut? Arată-te și nouă celor ce azi în casa noastră te cerem să vii spre ajutorul nostru și al celor dragi nouă. Și fă ca viața noastră să înflorească prin aducerea în viața noastră a Sfintei Icoane ce nu întâmplător ne-a fost descoperită nouă. Prin Sfânta Icoană vă aduceți în casă bucuria în locul întristării. Cei care l-au luat pe Sfânt ca protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Sunați acum! Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al părintelui Emilian. Tocmai pentru a păstra bucuria în suflet și a o dărui și celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce-ți vor schimba viața. Sacroterapia, enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei tale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră, prezente și viitoare, și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șansa celor care o caută să o primească? Nimic nu este întâmplător, nici întâlnirea cu părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 0764-99-99-99.
spun. Am revenit în platou Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiunii, realitatea în politică, umanism și relații internaționale. Foarte important de spus este că articolul 10 din legea fundamentală, Constituția, care se referă la relații internaționale, spune foarte clar: România întreține și dezvoltă relații pașnice cu toate statele și în acest cadru relații de bună vecinătate întemeiate pe normele și principiile general admise ale dreptului internațional. De asemenea, articolul 11, care se referă la dreptul internațional și dreptul intern, spune foarte clar că tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern. Iar dacă un tratat la care România urmează să devină parte conține dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui va avea loc după revizuirea Constituției. Pentru că așteptăm să intrăm în direct prin telefon cu domnul profesor Teodor Meneșcanu, fost ministru de externe al României. Sunt aspecte foarte, foarte importante legate de atribuțiile președintelui României în domeniul apărării, pentru că de fiecare dată am explicat în acest context al posibilității izbucnirii unui conflict și mulți au considerat că intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau trecerea prin teritoriul statului român a unor trupe străine ar trebui să fie aprobată de Parlamentul României. Am spus că România este țară membră NATO, a semnat tratatul de alianță nord-atlantică. Acest tratat a fost aprobat de Parlamentul României cu votul a două treimi din număr total în 2004. Prin urmare, spune Constituția foarte clar la articolul 118 alineatul 5, pe teritoriul statului român pot intra, pot staționa, desfășura operațiuni sau trece trupe străine în condițiile legii sau ale tratatelor internaționale la care România este parte. Vis-a-vis de atribuțiile în domeniul apărării, președintele României este președintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării și este comandantul Forțelor Armate. Astăzi a avut loc o nouă ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Mai mult decât atât, președintele României poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau totală a Forțelor Armate. Numai în cazuri excepționale, hotărârea președintelui României este supusă ulterior aprobării Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, se convoacă de drept în termen de cel mult 5 zile de la mobilizarea parțială sau totală. În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, președintele României ia măsuri pentru respingerea acestora și le aduce neîntârziat la cunoștință președintelui printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declanșarea agresiunii și funcționează pe toată durata acesteia. În caz de mobilizare sau de război, Parlamentul funcționează pe toată durata acestora. Deci instituția Parlamentului mai este o atribuție deosebit de importantă vis-a-vis de starea de sediu sau starea de urgență, însă în momentul de față lucrurile s-au precipitat și nu putem să mai discutăm de așa ceva. A fost această situație în 2020 cu pandemia și aici mă refer la dispoziția articolului 93. Însă dorim cu toții să nu ajungem la o astfel de situație. În momentul de față, România este în afara oricărui astfel de pericol. Să sperăm că nu vor exista provocări, eu știu, vreo rachetă lansată, știu în ce mod, care să lovească un stat membru NATO, astfel încât conflictul să fie angrenat la nivel global. Sperăm cu toții, mai ales în trezirea conștiinței unor conducători de a nu folosi și alte echipamente militare care ar putea
însemna practic sfârșitul omenirii. Sunt optimist, în niciun caz pesimist în legătură cu astfel de situații. Domnul Banu, până intră domnul profesor Meneșcanu, gândiți la fel, vă rog? Gândesc absolut la fel ca dumneavoastră și aș vrea să vă spun că sunt de acord cu tot ce a spus dumneavoastră și ce ați enumerat. Și atunci însă eu mă întreb, dacă noi suntem pașnici, suntem în NATO, suntem prieteni cu vecinii, de ce președintele nostru, și eu dacă aș fi fost președintele României, nu aș fi făcut asta, a crescut BIP-ul la 2,5 să pună o povară și mai mare pe spinarea, pe bugetul României. Vă referiți la 2% din PIB pentru apărare? Pentru apărare, da. Haideți să dăm timpul puțin înapoi. Asta a fost stabilit încă din momentul în care noi am aderat la NATO, nu toate statele investeau 2% din PIB pentru apărare. Când în Statele Unite a venit președinte Donald Trump, atunci a intensificat foarte mult ca statele să-și respecte. Și de ce trebuie neapărat noi să ascultăm ce spune Trump? Țineți minte când a fost președinte Traian Băsescu și a zis, domne, prezența în Alianța Nord-Atlantică ne costă 2% din PIB. Dar depinde cât ne costă. Și uite acum cât de puțin îi se pare acel 2% în condițiile în care noi nu avem elicoptere, nu avem submarine, nu avem nave de război. Suntem în NATO, nu trebuie să avem. De ce să fim deficitari? Până neapără NATO... Mi se pare că pe aici conducătorii și mai rămâne sau anumite alte persoane sunt prea beligerante, prea vor să ne înarmăm până în dis. Pentru ce? Înarmarea este una dintre cele mai mari cheltuieri pentru un stat. Eu aș fi tăiat ăsta la 1,5 cel puțin. Da, domnul senator. Eu fac parte dintre cei care au votat mărirea procentului din produsul intern brut dintr-un motiv extrem de simplu. Atunci când faci parte dintr-o organizație în speță din NATO, noi suntem, avem și obligații, nu numai drepturi. Și haideți să ne gândim acum la ce înseamnă situația actuală. Păi dacă noi n-am fi aderat la NATO, noi în momentul ăsta eram cam în bătaia vântului. Și da, sunt de acord că n-ar trebui să privim din punct de vedere sau dintr-un unghi beligerant permanent. Dar uitați-vă ce se întâmplă în jur. Dacă nu ești proactiv și nu te gândești ce s-ar putea să se întâmple, că asta e firea umană, asta e firea unora din specia umană, își doresc neapărat să cotropească, atunci trebuie să fii pregătit permanent să faci față unor astfel de provocări. Și cu cât aloci un procent, și nu e un procent care să-ți dea peste cap bugetul, cu cât aloci un procent mai mare, cu atât siguranța cetățenilor tăi este mai mare. Gândiți-vă că noi n-am fi fost, repet, în momentul ăsta parte a NATO, în ce situație ne-am fi aflat acum, cum ar fi tremurat inima în noi gândindu-ne ce se întâmplă la câțiva kilometri de graniță, fără să fim partea unui tratat internațional care să apere. Și aș mai puncta ceva, la fel, nu sunt de acord cu afirmația aceasta că de ce trebuie să participăm și noi. Păi suntem partea acestei organizații, fiecare ar trebui să participe proporțional cu modul în care poate fi apărat. Nu putem lăsa obligațiile numai pe spinarea unor state, oricât ar fi ele de dezvoltate, și noi să fim doar cu titlu sau doar pe hârtie să aparținem de NATO. Ci trebuie să ne asumăm, bineînțeles, și obligațiile, dar în momentul acesta noi, de fapt, ne arogăm drepturile pe care le avem și asta implicit, bineînțeles, fiind sub umbrela NATO. Domnule președinte, se pare că sunt singurul care consideră că un război, oricum o dai, oricum o sucești, înseamnă pierdere de vieți și orice pierdere de vieți este o pierdere. Și mi-aduc aminte, dacă stau să-mi aduc aminte, cred că prin 75 francezii au spus, spun întâi în engleză că așa suna mai bine, better red than dead. Cu alte cuvinte, mai bine să fii roșu decât să fii mort. Și atunci, pe baza aceasta, ei au luat anumite hotărâri, erau mai mult economice și de altă natură. Dar eu vă spun, dacă noi ne înarmăm, noi devenim un pericol, ne ducem peste ruși, peste oriunde,
nu ne gândim de fapt cine pierde, pentru că noi nu putem să câștigăm un război, nu neapărat cu rușii, nu știu dacă îl câștigăm cu turcii. I-am mai bătut și altă dată, dar nu știu dacă îi batem și acum. Deci, undeva, așa cum am spus la începutul discuției mele, aș lucra mult mai mult la prietenia dintre state. Aș prepara pe latura diplomatică a ăsta și nu a ne înarma până în dinți ca să rezolv să stăm noi liniștiți, să fim siguri. Pentru că, venind la situația de acum, dau un exemplu foarte scurt. Putin nu și-a scos armele nucleare să le dea drumul, să le lanseze, pentru că asta ar fi într-adevăr un dezastru. Și pentru ei și pentru toată lumea n-ar mai avea nicio justificare. A scos-o ca să arate: băi, băieți, luați-vă, cum să spune, și vedeți realitatea și hai să discutăm, că de fapt noi vrem Donbass-ul să fie parte din noi pentru că sunt 90% ruși și pentru că nu vrem ca NATO, chiar dacă NATO este o organizație pașnică de apărare, defensiv, totuși eu o consider expansionistă. Dacă ne gândim la ce? La tratatele anterioare. Din 2014, de la conferința la München, a fost un dumneavoastră știți mai bine, o înțelegere. O secundă, avem un telefon în direct, doamna Mara din Constanța, bună seara! Pădânsă-vă! Bună seara! Vă ascultăm, sunteți în direct. Privesc la dumneavoastră de puțin timp, nu știu cine sunt invitați, vă mulțumesc că mi-ați permis să intru în direct. Ce să spun, sunt foarte îngrijorată. Sunt o mamă cu 3 băieți care i-am crescut așa cum se știe, cum au crescut tinerii în țara noastră. Vreau să vă spun că niciodată nu mi-aș dori ca copilul meu să fie carne de tun pentru nimeni. Cine a hotărât să facă lucrul ăsta? Ce se întâmplă acum între ruși? Că sunt ruși toți. Sunt ruși toți. N-are decât să se lupte între ei. Eu nu văd tot ce se întâmplă acum în țara asta, în Ucraina. Domnul președinte care epozează că este un președinte bun și iubitor de țară. Dacă ar fi fost un om care își iubește poporul și țara, nu băga în cârt cu americanul să-l aducă lângă rus, cum ar veni. Deci rusul e mama lor, sunt ai lor tot ce se întâmplă acolo. Nu suntem de acord noi să ne băgăm să copiii noștri să fie carne de tun. Niciodată nu o să facem lucrul ăsta și cine a făcut și cine hotărăște și e de acord cu războiul, e foarte, foarte greu pentru cei care suntem jos, cum ar veni. Cei care stau la pupitre și comandă și stau îmbrăcați în costume și în hăini și doar așteaptă și bagă oamenii în față, nu-i frumos și nu-i corect. Și dacă stau bine și mă gândesc, nu am studii, nu sunt în nicio băgată, să zic că am avut tangențe cu așa ceva, dar războiul și tot ce a ținut de armată niciodată nu a făcut bine populației. Da, a apărat pe cine nu trebuie, s-a apărat pe cei care au fost la conducere la momentul ăla. Totdeauna oamenii de rând au avut de suferit. Și de ce să sufere copiii noștri care au plecat săraci să muncească prin țări străine, să vină acum pentru cine? Nu o să vină niciodată. Și sunt mulți tineri care nu o să vină, nu o să-și deservească țara. De ce? Au fost furați. Da. Deci n-au făcut nimic pentru noi. Copenți cu alocații care s-a dat pentru România, păcat. Da. Iar acum să vestim carne de tun, nu se poate așa ceva. E adevărat dintr-un punct de vedere, însă facem parte din sistemul de alianță militară, contribuim, și asta nu spun eu, spune, facem parte și Constituția. Din sistemul de alianță militară pentru că așa s-a cerut. Cine este la butonul de comandă, sunt toți niște marionete. Nu, Constituția României spune la 118 că armata este subordonată exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, unității, integrității teritoriale și independenței statului român în cadrul democrației constituționale. Poporul român să nu mai facă armată,
Ce a fost asta? A fost ceva cu premeditare. Deci ne-a scos ca să nu a mai a fost suspendat, nu a fost ceva. Tinerii noștri nu mai știu cum țin o armă în mână. Cum să-l pun eu pe copilul meu să meargă acum pe front? De ce? Să-i zboare creierii? Da, însă, haideți să vă mai spun un lucru și apoi domnul John Ion Banu Mușel vrea să vă adreseze o întrebare. Umblă un american, domnul Hamilton, dacă nu mă înșel, a spus că războiul este acel act în care tineri care nu se cunosc se luptă între ei și se omoară, în timp ce bătrânii care se cunosc, deși se urăsc, nu se omoară între ei. Asta este realitatea războiului. Mai mult decât atât, vis-a-vis de ce vorbeam mai devreme, în condițiile în care am intrat în NATO, participăm efectiv la teatrele de operațiuni pentru menținerea sau restabilirea păcii, cum și alții ar face-o pentru noi. Mulțumim lui Dumnezeu că în cei din 2004, 29 de ani de când suntem în NATO, nu a avut loc astfel de situații. Domnul John Ion Banu. De fapt, nu am o întrebare, ci vreau să spun că sunt de acord cu dânsa, îi înțeleg această dragoste maternă față de copii. Deci, chiar dacă spune că este o persoană simplă, mă rog, s-a referit la educație, ați văzut destul de bine, ați analizat destul de bine situația, aș spune că sunt de acord cu dumneavoastră, fără să-l invinuiesc, președintele Ucrainei nu a făcut suficient să evite acest conflict, însă aș vrea să vă spun că chiar dacă ca părinte ați avea o problemă să lăsați copiii să lupte pentru independența țării, undeva, făcând parte din comunitate, din naționare, din națiunea în care trăiți, acest lucru câteodată este necesar. Însă, cei care conduc, cei care sunt, să spun, direct responsabili și care, într-adevăr, mulți mai stau în spate, în spatele conflictului, trebuie să este datoria noastră să participăm la apărarea patriei, apărarea conceptului de stat. Da, mulțumim mult, doamna Maia. Dar vă asigur că dacă va candida în 2024 la alegerile prezidențiale și dacă va câștiga alegerile, vă asigur că dacă voi face tot posibilul să nu ajungem într-un conflict armat. Și vă asigur eu, poate și nu cred că greșesc, România nu va fi într-un conflict major la ora actuală, chiar dacă suntem parte din NATO și am fi obligați să participăm. Sunt foarte optimist. Singura putere, acum nu mergem, nu gândim la NATO, gândim la Dumnezeu. Dumnezeu e cel care poate să ne ajute. Da, mulțumim! La revedere, să rămână, să rămână continuare. Să fii sănătoasă. Domnul Remus Negoi. Mă rog, e un punct de vedere, e adevărat, fiecare mamă și-ar dori ca ai săi copii să nu participe la conflicte militare, pentru că automat își expun viața în pericol, știți bine ce situații sunt, însă, pe de altă parte, zic eu, nu putem să nu ne respectăm angajamentele internaționale și a nu contribui și cu sume de bani la NATO, acel 2% din PIB, dar și prin forțe militare pentru menținerea sau restabilirea păcii. Asta în limite rezonabile. Păi, haideți să privim puțin și din altă perspectivă, până la urmă, dintr-o perspectivă umană. Noi suntem, poate, politicieni, poate cuvântul nostru este sau nu este băgat în seamă. Știm foarte bine ce imagine au politicienii, mai ales cei din România și mai ales cei care au fost de 30 de ani sau tot perindat pe la putere. Dar din punct de vedere al unui cetățean, eu ca tată, bineînțeles că nu m-aș simți deloc confortabil, nici pe departe, ca băiatul meu să fie
fie înrolat în armată și să plece. Dar hai să ne gândim ce s-a întâmplat și în istorie. Păi dacă nimeni nu s-ar fi dus să lupte cu, eu știu, cu romanii, începând de la dacii romani, cu națiunile cotropitoare, cu turcii și așa mai departe, de-a lungul istoriei, păi națiunea română n-ar mai fi existat în momentul acesta. Adică pe lângă ceea ce noi trebuie să ne gândim că suntem într-o situație total privilegiată în momentul acesta, că nu chemăm românii să țină armele în mâini și să păzească frontierele. Pentru că în momentul acesta, repet, suntem într-o organizație militară, dar o organizație militară defensivă, nu o organizație care își dorește să cotropească sau să atace alte țări, ci pur și simplu NATO, suntem partea NATO, partea organizației care se apără sau care încearcă să rezolve, așa cum spunea și domnul Banu, să încerce să rezolve diplomatic în primul rând. Și aș reveni puțin la ceea ce discutam mai devreme, la poziția în care se află Rusia în momentul acesta. Da, aș fi de acord că poate s-ar simți într-un colț, s-ar simți eu știu cum. Păi nu putem face paralela cu ceea ce s-a întâmplat acum, eu știu, 50 de ani, 40-50 de ani, dacă nu mai mult, atunci când doreau să-și mute rachetele nucleare în Cuba, deci în apropierea Statelor Unite. Dintr-un simplu motiv, în primul rând, ei își doreau să meargă acolo pur și simplu pentru a își arăta forța și a avea o chestiune din aceasta de ocupație și de rază de influență. Pur și simplu, ăsta era singurul motiv, nu altul. Deci tot un motiv expansionist. În schimb, noi ca NATO, și asta am arătat-o și am și spus-o celor din Kremlin, au spus-o inclusiv autoritățile noastre, au spus-o autoritățile NATO. Credeți că scutul de la Deveselu este o armă ofensivă? Noi spunem că nu. Veniți, voi specialiști de la Kremlin, veniți acolo, vă invităm și uitați-vă să vă dați seama că este de fapt un scut defensiv. Deci e ceva ce noi ne pregătim să nu fim atacați. Despre asta este vorba, nici pe departe de o armă care să își dorească să atace alte țări, așa cum face regimul Putin în momentul acesta. Da, domnul Georgiu Banu, se mai pune în discuție un alt motiv pentru care ar fi invadat Ucraina armata rusă, și anume că ar exista arme biologice în Ucraina. Se spune că în urma acțiunilor întreprinse de armata Federației Ruse au fost distruse 13 astfel de depozite, unele chiar subterane, și că ăsta ar fi adevăratul motiv pentru care Rusia a invadat Ucraina. Cunosc. Și de asta are nevoie de un control asupra guvernului și asupra președintelui, guvern pro-rus, concret. Sunt la curent cu ceea ce spus dumneavoastră, adică sunt la curent, că am auzit de această versiune. Nu este ceva exclus să existe, să fie un adevăr, nu este singura țară în care, chiar dacă sunt american, nu înseamnă că trebuie să cred sau să accept și să fiu de acord cu tot ce face guvernul american pentru o apărare excesivă sau mai puțin excesivă. Se pune aceeași problemă și cu pandemia cu care am scăpat, că americanii ar fi finanțat acest laborator din China care le-a scăpat acest virus. Personal aș spune că 13 centre biologice este un pic cam prea mult, nu cred că este adevărat. Deci sunt puțin sceptic. Dacă era un laborator sau două, posibil. Dar 13 laboratoare pentru arme de biologice de distrugere masă, aș spune că în felul în care eu cunosc finanțarea acestor lucrări, în care felul în care Congresul controlează atât pe președinte cât și forțele noastre armate, aș spune că este puțin probabil. Credeam că sunt exagerate. Da. Deci nu sunt de acord, chiar dacă noi, să spunem așa, ne-am dus în
în Irak pe aceste, pe acest motiv că arme biologice ar fi fost în dezvoltare în Irak, ceea ce este ce am spus la început, este modul mai nou în care se justifică apărarea. Dacă eu cred că mi-ești ostil în viitor, îmi dăm voie să mă apăr din înainte. Dar credeam că o să spuneți că un alt motiv, și care este adevărat, sunt știrile, poate false, poate adevărate, de modul în care guvernul ucrainian a tratat pe rușii din zonele Donbas, respectiv cele două țări. Lugansk. Mă rog, este aceeași zonă, Donbas, în care se pare că au fost tratați cetățenii de origine rusă. Nu? Chiar dacă rușii ucraine vorbesc și ei un soi de rusă, undeva sunt să spunem așa, o minoritate rusească. Deci credeam că la asta vă referiți, pentru că ar putea să fie știri adevărate, ar putea să fie știri false, dar fără să intru în domeniul Partidului Aur sau al altui cum, să nu uităm ce se întâmplă cu românii și nu sunt puțini românii în Ucraina, care se pare că sunt privați de anumite drepturi ale omului, drepturile omului, și mă surprinde că Uniunea Europeană sare la ajutorul acestei țări fără să-i pună anumite condiții, fără să întrebe ce este adevărat sau să-i spunem noi venim, te apărăm, îți facem, dar nu uita, trebuie să faci asta. Credeam că la asta vă referiți, pentru că acest aspect este unul dintre motivele care cred eu că rușii îl justifică pentru această invazie, o invazie destul de slabă, destul de, să zicem, puțin chiar umană, să-i spunem așa, că încă nu s-au dezlănțuit, dar aceeași poveste. Ei nu se așteptau categoric la o replică atât de, și ca să termine, patriotică din partea ucrainenilor. Gândiți-vă cât s-au mobilizat. Da. Dar ca să termine ideea, același lucru s-a întâmplat când? În 2015 sau 16, în Georgia. Nu, în Georgia întâi. A, în Georgia. A fost același pretext. Da. Însă, haideți să privim lucrurile și în perspectivă. Pentru că se tot discută fiecare program de guvernare, se stabilește o relație cu Republica Moldova. E normal, sunt frații noștri, chiar dacă ei vorbesc limba moldovenească, așa cum au o Constituție, nu ei au decis asta, așa s-a stabilit cândva, în mod greșit, în mod eronat. L-aș întreba pe domnul senator Negoi, e momentul, e oportunitatea acum, dacă bineînțeles se va discuta și despre revendicări teritoriale, ca România să încerce, poate și dacă Republica Moldova își dorește unirea cu Republica Moldova, atunci ar fi mult mai simplu pentru ei să intre în Uniunea Europeană, să facă parte din NATO. Ce credeți dumneavoastră? E un subiect foarte delicat. Sigur. Și un subiect pe care noi îl tot abordăm de mai bine de 30 de ani. Dar nu aveam niciun moment prielnic. Da, n-am avut niciun. Acum, noi, pe de o parte, noi nu trebuie să profităm de situația delicată în care se află o țară sau alta, nu trebuie să profităm neapărat de momentul acesta și să fim extraordinar de pragmatici. Pe de altă parte însă, noi trebuie să aflăm de la cei care conduc destinele unei țări, care în momentul acesta e o țară independentă, în speță Republica Moldova, dacă cetățenii ar dori sau nu să vină alături de România. Bineînțeles că noi ca români ne dorim să fim permanent, să fim împreună. Domnul Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe, fost președinte al Senatului. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc mult faptul că ați binevoit să intrați în legătură telefonică cu noi. Ca să nu insist prea mult, pentru că mai avem circa 20 de minute, 25 de emisiune, vreau să vă întreb, care este opinia dumneavoastră vis-a-vis de modul în care acest conflict
pur și simplu s-a cauterizat, dacă vreți să spun, și există riscul de a se extinde. România în acest moment este în vreun pericol din punctul nostru de vedere, care cunoașteți foarte bine și din punct de vedere a politicii externe și din punct de vedere a serviciului de informații externe, care este un serviciu performant în cadrul României, dar mai ales a relației cu Republica Moldova. Vă rog. Da, trebuie să vă spun foarte direct, pentru că atunci când vorbim despre ceea ce se întâmplă, lucrurile cele mai importante pentru noi, pentru România, trebuie să înțelegem că NATO, noi suntem membri ai Alianței Nord-Atlantice, a NATO, iar NATO este un tip de structură care nu atacă pe nimeni, ci doar apără statele care fac parte din această... Două secunde, vă rog. Dacă se poate din regie, mai tare sonorul. Bun, mulțumesc. Da, vă rog, domnul ministru. Da, deci, vă spuneam, dacă vorbim despre România, despre România, în niciun caz nu este vorba de un atac sau alte probleme legate de România. În calitate de stat membru al Tratatului Nord-Atlantic al NATO, această structură este numai defensivă și nu are nici un fel de idei sau de gânduri de a ataca pe altcineva. Deci, singurul lucru care trebuie să-l înțelegem este că dacă se întâmplă ceva, toți membrii NATO vor sări în ajutorarea și în apărarea... Da, vorbim de articolul 5. Corect. Noi suntem pe undeva pe la granița de est, dar cu toate acestea, NATO funcționează numai în cazurile în care o țară sau mai multe state sunt atacate și atunci ele vor porni într-adevăr să ajute, să folosească și să aibă posibilitatea de a respinge orice atac față de un stat membru al NATO. Corect. Domnule ministru, însă v-aș întreba, până la urmă, Putin ce vrea? Ce urmărește? Din ce înțeleg eu, și e vorba și de o discuție pe care a avut-o președintele Macron, Federația Rusă are trei condiții. Primul, recunoașterea suveranității Rusiei asupra Crimeei. În al doilea rând, demilitarizarea Ucrainei. Și a treia, garantii de securitate din partea NATO privind statutul neutru al Ucrainei. Astea sunt, de fapt, principalele teme pe care le are Federația Rusă și, din acest punct de vedere, ideea este ca Ucraina să fie un fel de, să spunem, o posibilitate de a lucra între Est și Vest întotdeauna. Deci asta este situația adevărată, că ea a pornit prin mijloace militare, dar până la urmă vor trebui să se așeze la masa tratativelor. Peste două zile, delegațiile ucrainiene și delegația rusă se vor întâlni din nou. Fiecare au prezentat deja mâine, înainte la prima rundă de negocieri, au prezentat foarte clar care sunt obiectivele pe care și le doresc și Federația Rusă și Ucraina. Da. Acum trebuie să se ajungă la găsirea unor soluții care se poate să fie acceptabile pentru ambele state. Da. Domnul John Ion Banu Mușel, președintele Partidului Națiunea Română, vrea să vă adreseze o întrebare. Nu, de fapt vreau să... Bună ziua, domnul Meleșcanu. Ne cunoaștem mai de mult, nu cred că vă mai aduceți aminte. Vreau să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră și ce este de fapt luat în considerație este această teamă a rușilor că NATO va deveni, își va schimba, să spunem așa, intențiile din apărător
al teritoriilor respective să devină, eu știu, expansionist. Deci asta este într-adevăr motivul pentru care ei se tem și că este justificată sau nu este justificată, este o trăsătură umană a firei umane de a se întreba, de a avea o teamă tot timpul. Deci sunt de acord cu conceptul dumneavoastră și asta a spus că negocierile cu privire la extinderea teritorială a NATO ar putea să fie mai rezonabil limitată. Sunt de acord cu dumneavoastră. Da, este adevărat. Da. O altă întrebare aș vrea să vă adresez, domnule ministru. În condițiile în care s-ar fi comis crime împotriva umanității, încălcând normele generale admise ale dreptului internațional și ale dreptului umanitar, în condițiile în care Rusia nu recunoaște Curtea Internațională de Justiție de la Haga, credeți că va fi judecat Putin pentru ceea ce s-a întâmplat până acum, cel puțin? Este greu de spus așa ceva. Sigur, se pot face și președintele Zelenski. Exact. A depus o plângere. Au cerut într-adevăr să prezinte la tribunalul de la Haga privind toate lucrurile astea și inclusiv modul în care armata rusă a intrat pe teritoriul unui alt stat, care e un stat independent. Exact, fără să fie provocat. De toată lumea. Corect. Atât timp însă cât în Rusia președintele Putin va fi acolo, nimeni nu va putea să se atingă de el, pentru că pur și simplu nimeni nu dorește să intre într-o coliziune cu o țară cum e Federația Rusă, cu cel mai mare număr de rachete atomice și în aceste condiții vă dați seama că nimeni nu va avea posibilitatea să adopte decizii de acest tip la nivel juridic. Domnul Bane. Aici nu sunt 100% de acord cu dumneavoastră, domnul ministru. Aș spune că domnul președinte Putin are cea mai mare șansă să fie judecat mai târziu sau mai curând, nu neapărat într-un tribunal la Haga, pentru că aveți dreptate, nu își va părăsi teritoriul, e greu să plece forțele ONU să-l ia din teritoriul Rusiei și să-l judece undeva la Haga. Dar eu cred că asta este cea mai neagră pată de pe trecutul politic al acestui președinte și mai târziu sau mai curând va fi judecat, chiar dacă numai formal va fi și acuzat și verdictul fiind dat. Da. Da, e un punct. Da. Domnule ministru, ultimă întrebare. Ca să liniștim cetățenii României, telespectatorii. România în acest moment este în pericol de a fi invadată pentru a, știu, încerca să obțină Rusia o poziție geostrategică mai bună, și aici mă refer la Marea Neagră și alte zone care fac din România în acest moment, cel puțin din partea NATO, un aliat demn de băgat în seamă. Deci, categoric, absolut categoric, România nu va putea să facă obiectul unor prezentări armate, introducerea forțelor militare de orice gen. Altceva este încă. În momentul în care se va reconfigura frontierele, se vor fi reconfigurate ale Ucrainei, este foarte posibil că va trebui să avem un dialog mult mai serios, pentru că peste Marea Neagră, peste insula Șerpilor, care o vezi cu ochiul liber de la Sulina, va fi nevoie să avem și discuții care să ne permită să avem și noi un minim de siguranță și în relațiile cu Federația. Perfect. În privința relației
cu Republica Moldova? Sau mai clar, dacă se va ajunge la o astfel de discuție, ar fi din nou o oportunitate pentru unirea cu Republica Moldova? Eu am o viziune foarte clară. Pentru mine, problema cea mai importantă nu este unirea. Problema cea mai importantă este ca noi să sprijinim Republica Moldova să devină membru al Uniunii Europene. Da. Din acel moment, frontierele nu vor mai exista, vom putea participa la alegeri locale și la altele. Asta este modalitatea pe care eu o consider că este cea mai favorabilă și mai bună, tocmai pentru a nu discuta despre rectificarea frontierelor în Europa. Da. Mulțumesc mult pentru intervenție, domnule ministru. O seară frumoasă în continuare. Multă sănătate, toate cele bune. Nu mai bine. Mulțumesc. Domnule senator, iată un discurs extrem de coerent, concis. Deci, dacă discutăm despre reconfigurarea granițelor, știți foarte bine că s-a discutat, cel puțin în ultima perioadă, la nivel declarativ, despre faptul că România e de acord în acest moment ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană alături de Georgia și de Ucraina, evident, pentru că știți foarte bine astăzi în Parlamentul European ce a cerut președintele Zelensky. Da. Eu am o temere, v-aș exprima mai întâi temerea și apoi aș ataca subiectul pe care l-ați propus. Faptul că Putin privește lucrurile și poate să îndrepte atenția către un loc tocmai pentru a-și vedea interesele în altă parte. Gândiți-vă de ce oare atâta timp cât a spus că, scuzați-mă, a spus că vrea să ocupe teritorii din Ucraina, aproape printre primele lucruri a fost să se ducă și să atace insula Șerpilor. Insula Șerpilor este un punct strategic. Știm foarte bine cât de mult ne-a luat nouă ca stat României să negocieze și să câștige chiar la Tribunalul Internațional zona în care asta într-un proces cu Ucraina, zona unde ar putea să acceseze resursele naturale din adâncurile Mării Negre. Eu cred totuși că Putin a gândit lucrurile astea foarte bine. Și e posibil să, în primul rând, să, la el să fi primat ocuparea unei zone unde să aibă interes strategic și avantaj geopolitic în vederea negocierii acestor, exploatării acestor resurse. Pentru că dacă ne gândim și facem legătura și cu ceea ce înseamnă transportul gazelor naturale, în primul rând, că despre perfect, ele vorbim, gazelor naturale da. Către vestul Europei și ținând cont și de faptul că întotdeauna vestul, sau cel puțin în ultima vreme, vestul Europei caută resurse sau surse alternative, la fel căi de transport alternative, în așa fel încât să contracareze aproape monopolul Rusiei în privința asta, Putin probabil că s-a gândit că ocupând zona aceasta sau dorind să aibă sub mâna proprie această zonă din Marea Neagră, ar avea un punct foarte important în ceea ce înseamnă discuțiile și ceea ce va întâmpla din punct de vedere geostrategic în viitorul apropiat. Cât privește ceea ce întrebați dumneavoastră în privința aderării celor trei țări la Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere este un pas firesc. Nu trebuie să ne gândim de ce s-ar simți Rusia amenințată. De ce trebuie să existe un coridor între Rusia și vestul Europei? Faptul că Putin își dorește permanent inventarea sau ridicarea la rang de inamic a oricui i-ar conveni lui, asta nu înseamnă că lucrul acesta este adevărat.
nici măcar faptul că spune că se simte amenințat, că este pus într-un colț, că de ce se expansionează Uniunea Europeană sau NATO. NATO fiind un organism defensiv, nu înseamnă că dacă se alipește de granița lui, gata, este pregătit să-l ocupe. Nici pe departe. Astea sunt numai invenții, numai motive, numai pretexte ca să își păstreze sau să-și crească influența, ori raza, zona de influență în care vrea să activeze. Domnul John Iumban. Da. Legătură cu această exact cu ce a spus de și doi, dacă lumea de aici încolo va fi altfel. Lumea se schimbă în fiecare zi, deci aia este general. Dar aș vrea să spun, mă refer la ce a spus domnul Meleșcanu și ce a spus domnul senator. În primul rând, să fii un oportunist, să iei avantaj de o anumită oportunitate, nu e nimic rău și eu aș lansa aceste... aș lansa aceste negocieri de mult întârziate cu... alipirea terenurilor noastre care am fi îndreptățiți istoric să le avem. Nu mă refer la Moldova, care după părerea mea este o cauză pierdută pentru România, este un stat independent, nu cred că își dorește să fie, aș face un referendum pentru asta, însă este suficient dacă ea ar fi integrată în Uniunea Europeană, am avea relații de prietenie și așa. Dar nu același lucru este cu partea de nord, Bucovina de nord și cealaltă regiune. Basarabia este undeva prea încurcată istoric, națiunile care sunt acolo, etnicitățile de fapt care sunt acolo, prea complicate, poate ar fi bine să milităm pentru Basarabia să fie un stat independent. Dar nu și insula Șarpelui, care ar trebui să intre... I-am recunoscut independența. Dar acum e parte din Ucraina. Deci, tot ce aș vrea să spun că până la urmă Putin, nu vrem să acceptăm, ne-a ridicat mingea la fileu și ei nu vor mai putea niciodată să spună de ce vrem și noi ce vrem, pentru că ei au făcut-o chiar prin forță acest lucru. Deci undeva eu sunt optimist și cred că acest eveniment s-ar putea să aducă ceva bun României până la urmă. Ar fi ideal. Iar lumea se schimbă în fiecare zi datorită progresului, datorită progresului tehnologic. Nu fiecare zi e război. Nu, dar datorită proceselor tehnologice, știința schimbă foarte mult și de asemenea a liberalismelor exagerate. Corect. Eu cred că, pentru că ați întrebat foarte direct, eu cred că lumea, și nu e vorba de schimbările acestea de zi cu zi, lumea se va schimba după acest conflict. E clar că oricine, oricât de puternic ar fi, trebuie să înțeleagă că nu forța și nu atacurile la adresa independenței unei țări reprezintă soluția. Dacă aveai ceva de rezolvat, totul se poate rezolva prin dialog. Da, fiecare încearcă să își impună forța, dar să-și impună forța prin metode pașnice, nu prin agresiuni la adresa Sigur. Să vedem ce zice China acum când vrea să agreseze Taiwan. Deci ea câte s-ar putea să fie un alt conflict. Da, fiecare va încerca să spună că îi se pare normal să-și alipească o parte din teritoriul pe care l-a pierdut. Cândva l-a părut. Dar ce ar însemna acum să ne apucăm să, hai să invadăm Bulgaria, să luăm Cadrilaterul, hai să invadăm, eu știu, Ucraina, să luăm Bucovina. Deci nu asta este soluția și ca atare, ca dovadă că nu asta este soluția, ani de zile, dacă nu zeci de ani de zile, știți foarte bine, am avut proces cu Ucraina pentru partea de lângă insula Șerpilor, sigur, pentru a avea dreptul de a o exploata. Și
pentru că am apelat la niște instituții abilitate, pentru că am ales calea dialogului, am câștigat prin dovezi, prin argumente, prin ceea ce am putut noi să aducem ca valoare adăugată în acest proces de negociere. Ce ar fi însemnat, poate să zicem, dar cum s-a terminat? Șerfilor, dar cum s-a terminat? Că în favoarea noastră, adică am adus argumente. Dar n-au luat-o în posesie. Păi nu e vorba de insula Șerpilor, e vorba de zona de lângă insula Șerpilor pe care avem drepturi și am avut drepturi maritime. Da, drepturi maritime, exact. Drepturi maritime care, pe care Ucraina le considera că le are ea și nu ai câștigat acest proces. Ei, prin astfel de modalități poți să faci lucruri, nu prin agresiuni. Deci nu are absolut niciun motiv, oricât ar invoca și oricât ar... Despre asta am fost de acord încă de la începutul emisiunii și am spus... Din păcate timpul a afectat emisiunea expirat. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Ne vedem mâine seara la aceeași oră. Numai bine! Și noi vă mulțumim pentru atât.